Da, bună ziua! Încă un caz foarte greu, cu nenumărate semne de întrebare, încă nerezolvat. Mezzosoprana Maria Maxim Nicoară, solista Operei Naționale Iescene, a suferit în seara zilei de 9 mai 2020 multiple leziuni cerebrale, toracice și vertebrale după ce a căzut pe scările din locuința sa. La momentul producerii accidentului, soțul femeii, pianistul Codrin Nicoară, era singura persoană prezentă în casă. La acel moment, Codrin Nicoară le-a declarat anchetatorilor că nu a fost de față la momentul producerii accidentului, dar că a găsit-o pe soția sa prăbușită la capătul scărilor vilei în care locuiau. În momentul în care a căzut, eu nu am văzut. A fost și poliția și am explicat. Le-am arătat de unde a căzut, am găsit și niște urme de vomă pe perete la etajul 1. Înainte de a cădea pe scări, cred că a vomitat. A vomitat pe perete înainte de a cădea și ulterior pe covor, acolo unde a căzut. Nu avea nicio afecțiune înainte de asta. Cred că a făcut un puseu de tensiune. Nu a fost intrată la spital. Nu mi-a semnalat că ar durea o capul. Nu ne-am certat înainte, ea a fost în vizită la părinții ei, a venit pe la ora 7, a mai stat un pic de vorbă, s-a făcut 8 și ceva, mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler, pe la 8 și jumătate, 9, am zis că mă retrag, că na, este târziu. După aia, na, știu că a făcut duș, am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcat în pijamale, deci iarăși se schimbase. A făcut la cuptor chestia aia, a făcut dușul și cred că i s-a făcut rău, nu știu. A vrut să coboare, nu știu. Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările alea de norocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos pe covor. Scările sunt circulare, au o înălțime normală între etaje, nu știu, 2 metri și 20, 2 metri jumătate. Nu sunt foarte înalte. Nu avem nicio bară pe partea dreaptă cum se coboară, avem doar un grilaj pe partea stângă. Avea și farfuria în mână, ori s-a dezechilibrat, ori s-a făcut rău din moment ce a vărsat înainte pe perete. Eu am găsit-o jos pe covor. Eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut că dormea. Codrin Nicoară nu a sunat la 112 să ceară ajutor, deși soția sa era inconștientă. În loc să sune la 112, soțul ei a așezat-o pe pat. Anchetatorii susțin că ambulanța a fost chemată mult mai târziu de la data producerii accidentului, deoarece, atenție, soacra și soțul solistei au crezut că i s-a făcut rău din cauza alcoolului. Codrin Nicoară a susținut în permanență că soția lui a căzut pe scări pentru că a consumat o cantitate mare de alcool. Artista ar fi avut o alcoolemie de 0,40 mg alcool pur în sânge când a ajuns la spital. Dar atenție, nu am găsit această informație confirmată de surse oficiale. Andrei Hoga, avocatul soțului sopranei, susține că atât Maria Maxim Nicoară, cât și soțul său ar fi consumat alcool înainte de accident. Și spune de asemenea că bărbatul și-a îngrijit soția toată noaptea. Avocatul lui Codrin Nicoară povestește că în seara zilei în care s-a întâmplat tragedia, după ce soții au schimbat câteva cuvinte, clientul său a mers la culcare undeva în jurul orei 21. La un moment dat a auzit un zgomot și și-a găsit soția pe jos. Asta s-ar fi întâmplat în jurul orei 23. Difuzăm o parte din mărturia soțului. Am dormit și cred că în jurul orei 23 m-am trezit din cauza unui zgomot ce provenea din hol. Am ieșit din cameră, iar pe hol am văzut-o pe soția mea căzută pe partea stângă pe covor, cu capul spre ușa de la baie și picioarele spre scările. Găsindu-și soția căzută și observând urme de vomă la capătul scărilor, Codrin Nicoară ar fi așezat-o pe un pat și ar fi purtat de grijă până spre dimineață. Citez, domnul Nicoară a ajutat-o să se așeze pe pat. Acolo a mai vomitat, din câte am înțeles, de câteva ori, a precizat Andrei Hoga, avocatul lui Nicoară. Conform avocatului, mezzosoprana i-ar fi spus soțului său de mai multe ori că se simte rău. Codrin Nicoară ar fi supravegheat-o, iar spre dimineață și-a sunat mama, care este medic,
pentru a-și da o părere. Când soacra mezzosopranei a ajuns în vila din Aroneanu, abia a doua zi, starea de sănătate a Mariei Maxim Nicoară era critică. Soacra a sunat la 112 și a cerut ajutor. Codrin Nicoară ar fi precizat că nu și-a dat seama de gravitatea situației și de aceea nu a sunat după ajutor mai repede. El a crezut că soția sa nu s-a lovit prea tare în urma căzăturii și a crezut că se simte rău din cauza că a consumat o cantitate mare de alcool. În jurul orei 7:10 dimineață, când au văzut că starea femeii nu se îmbunătățește, soacra solistei a sunat la salvare. Un echipaj de terapie intensivă mobilă a ajuns la vila din Aroneanu în jurul orei 7:30. Au mai trecut câteva minute bune până când Maria Maxim Nicoară a fost intubată și ventilată pentru a putea fi transportată la spital. Maria Maxim Nicoară a fost transportată la spital în stare comatoasă. Astfel, Maria Nicoară a ajuns la spital abia duminică dimineață, 10 mai, la mai bine de 8 ore de la accident. Avea multiple traumatisme, iar medicii au băgat-o direct în sala de operații. Medicii de la spitalul unde a fost internată Maria Maxim Nicoară au realizat fotografii detaliate cu rănile femeii și au chemat poliția. Inițial, fotografiile realizate de medici nu au fost luate în calcul de anchetatori. Este vorba despre un cadru medical care a sunat la poliție să le atragă atenția oamenilor legii despre situația în care a fost găsită artista. Bună dimineața, poliția! Alo, bună dimineața! Da, frate, legături cu cazul ăsta de la Aroneanu. Am înțeles că ați vorbit dumneavoastră. Au căzut de pe scări. Pacientul o găsit inconștient, o intubat, o dus la spital neuro. Știi că e de seară așa, în caz, peste tot, era vomat și pe scări și pe... Și am înțeles că ea lucra cu, locuia cu soțul, dar n-a sunat de seară deloc. Și cam ciudat cumva și de asta o... Mi-au transmis și ei să vă sunați, vă explicăm situația, că totuși de ce n-a sunat de seară. Ea de seară stă așa inconștient, știi că... Am înțeles. Potrivit descrierii medicilor, Maria Maxim ar fi fost desfigurată atunci când a ajuns la spital. Și au fost de-a dreptul șocați când au văzut primele analize ale artistei. Soțul mezzosopranei a scris mai multe mesaje pe Facebook după incident. În primul mesaj, postat chiar în ziua în care solista a ajuns la spital, soțul acesteia a mulțumit pentru mesajele de susținere primite. Citez: familia mulțumește tuturor pentru mesajele de susținere și încurajare, precum și pentru rugăciunile voastre. Să dea bunul Dumnezeu să își revină alături de cei dragi, a scris pianistul. Maria a stat luni întregi în comă indusă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. La un moment dat, după 3 operații complicate, familia acesteia a hotărât să o externeze și să fie îngrijită la domiciliu. De asemenea, familia mezzosopranei a cerut și emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului acesteia, însă cererea a fost respinsă de judecători. Mai mult, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu din Iași, acolo unde soprana a fost internată, le-au mărturisit rudelor acesteia că soțul Codrin Nicoară a depus o solicitare agresivă prin care cerea ca pacienta să fie preluată de el. Elena Heres, una dintre surorile mezzosopranei, a fost cea care a îngrijit-o pe Maria Maxim. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, sora sopranei spune următoarele, citez: au trecut 7 luni de când sora mea, mezzosoprana Maria Maxim Nicoară, a trecut prin tragicul accident care ne-a schimbat viața tuturor, dar cel mai cumplit a deturnat cursul vieții ei. Frumoasă, talentată, iubită, ajunsă la vârful unei cariere artistice pentru care a muncit enorm, a ieșit din scenă brusc, fără a ne mai spune cuvinte frumoase, bucurându-ne ca de obicei. După operația care i-a salvat viața din 10 mai, a început o perioadă lungă de recuperare. 2 luni în spitale la Iași, 2 luni la mine acasă și ultimele 3 luni iar în Spitalul de Neurochirurgie Iași, unde a mai suferit încă 3 intervenții chirurgicale necesare. Am încheiat citatul. Maria Maxim Nicoară a decedat după 6 luni de la accident,
în ajunul Crăciunului la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu din Iași. Mezzosoprana se infectase cu SARS-CoV-2 în spital. Artista, în vârstă de 52 de ani, era în comă din luna mai. Potrivit unor surse, medicii au descoperit că sopranei îi lipseau bucăți mici din creier înainte să moară. Cotidianul Bună Ziua Iași a relatat că mezzosoprana a fost răpusă de o embolie pulmonară. Inițial, dosarul a fost deschis pentru omor, însă procurorul nu a strâns suficiente probe pentru această acuzație. Motiv pentru care soțul mezzosopranei a fost trimis în judecată doar pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflată în primejdie. Faptă care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Cu alte cuvinte, bărbatului se impută doar faptul că nu a sunat imediat la 112, ci a lăsat-o pe femeie să zacă într-o baltă de sânge fără să intervină prompt. Curtea de apel Iași a decis că dosarul morții Mariei Maxim Nicoară nu se mai poate întoarce la parchet, chiar dacă există date care indică faptul că aceasta ar fi fost ucisă. Judecătorii ieșeni au decis că ancheta a fost făcută superficial de către criminaliști. Potrivit judecătorilor, anchetatorii au ignorat o serie de probe care, din contră, ar fi trebuit analizate temeinic, inclusiv urme de sânge de la locul accidentului, dar și anumite răni de pe corpul victimei care nu au fost nici măcar menționate în documentul medico-legal. Iată concret cum motivează instanța superficialitatea cercetărilor făcute de criminaliști. Citez: organele de urmărire penală aveau obligația de a administra toate probele care apăreau ca fiind utile pentru lămurirea situației de fapt. Următorul punct, concluziile medicilor specialiști nu exclud heteroagresiune. Declarațiile martorilor audiați, din care rezultă că relația dintre cei doi soți era tensionată, existând indicii că artista ar fi fost anterior agresată de către soțul său și chiar amenințată cu moartea. Judecătorul de cameră preliminară a precizat că ancheta a fost efectuată în mod defectuos, întrucât nu s-a determinat natura urmelor biologice de pe perete, de pe scări, de pe obiecte de îmbrăcăminte. Pentru situația în care s-ar fi stabilit că este vorba de sânge, ar trebui verificată direcția de producere a urmelor de pe perete și poziția victimei, aspecte esențiale pentru cauză. Judecătorul de cameră preliminară a apreciat că există și alte aspecte care pledează pentru o cercetare mai minuțioasă din partea organelor de urmărire penală. Respectiv declarația soțului victimei din data de 12 mai 2020, în care a precizat că soția sa era semiconștientă, că i-a comunicat că este greață, iar după ce a condus-o în pat, a adormit și s-a trezit de 2 ori în cursul nopții. Afirmații care sunt în contradicție cu concluziile medicilor legiști, în sensul că leziunile craniocerebrale sunt de gravitate mare, ceea ce implică instalarea comei traumatice în scurt timp de la producerea traumatismului incriminat. Următorul punct, în condițiile în care starea victimei era foarte gravă, nu s-a lămurit de ce soțul nu a apelat serviciul de ambulanță. Acesta a chemat-o pe mama sa, care a apelat salvarea după câteva ore de la producerea incidentului. Următorul punct, există un raport de expertiză extrajudiciară, în concluziile căruia expertul a apreciat că rapoartele de expertiză medico-legală conțin elemente contradictorii, că energia cinetică la căderea pasivă este insuficientă pentru a provoca asemenea leziuni, că natura, felul, localizarea, gravitatea și multitudinea leziunilor constatate sugerează o heteroagresiune cu disimularea căderii pe scări și nu poate explica mecanismul căderii ca unic mecanism de producere a leziunilor. Următorul punct, s-a concluzionat că rana de la nivelul umărului drept posterior, nemenționată în niciun document medico-legal, nu poate fi explicată prin mecanism de cădere. Judecătorul de cameră preliminară a
apreciat că trebuie lămurită situația de fapt, demersurile efectuate fiind apreciate ca insuficiente. Am încheiat citatul. Colegii de la operă ar fi declarat pentru presa locală după incident că femeia venea vânătă la serviciu. Citez. Ea se temea să o ia de la capăt, să renunțe la tot. Ea a făcut foarte multe lucruri în casă din banii ei. A mai trecut odată printr-o relație din care a plecat cu mâinile în buzunar. Nu voia să se întâmple asta din nou și de aceea a ținut să rămână lângă Nicoară. A dezvăluit una dintre colegele Mariei Maxim Nicoară pentru presa locală. S-a zvonit că a fost un accident, așa cum știa toată lumea. Dar noi, cei care am cunoscut-o, cei care știam problemele din casa lor, mi-am dat seama și știam că nu a fost un accident. V-a cerut ajutorul vreodată? Mie personal nu. Chiar cunosc persoane cărora le-a cerut ajutorul. Și ce le spunea? Că nu e ok, în căsnicie. A intervenit cineva. Că relația lor s-a răcit. Că soțul ei o trata urât. Și o trata urât de față cu noi. Mai ales când el servea un pahar, o trata foarte urât, o umilia, efectiv. Ce cred eu despre această tragedie? Nu știu ce să cred. Probe concrete care să demonstreze dincolo de orice dubiu că soțul său a ucis-o nu există. Pe de altă parte, dacă Maria Maxim Nicoară era consumatoare în exces de alcool, este credibilă varianta soțului, care susține că nu a realizat în momentul în care a găsit-o că s-a lovit atât de tare și că a crezut că soția sa vomită și că are o stare generală de rău din cauza alcoolului. Din păcate, în România este des întâlnită gândirea de tipul salvarea nu se cheamă decât în situații limită. România, având senzația că sunt atot știutori și deci capabili să evalueze corect gravitatea unei situații medicale, așa gândesc. Asta sigur că nu este o scuză. Dacă te pretinzi a fi mai cunoscător decât ești și iei decizii în baza unei păreri eronate pe care o ai despre tine, plătești. Numai în felul acesta poate fi schimbată în bine mentalitatea acestui popor. În ceea ce privește zvonurile potrivit cărora bărbatul ar fi fost agresiv cu soția sa de-a lungul timpului, acuzații pe care el evident le neagă. Am auzit că sunt tot felul de discuții, dar sunt deplasate. Nu am bătut niciodată. Nu am bătut nici în seara respectivă. Nu sunt un tip violent. De-a lungul timpului au mai existat înțelegeri și tensiuni ca în orice familie. Dar niciodată nu a fost scandal. Nu ne-am certat foarte tare și nu am bătut-o. Au fost lucruri normale pentru orice familie. Nu a fost nicio discuție despre divorț. Ne înțelegeam bine. Nu aveam niciun motiv să fiu gelos. Nu au existat niciodată certuri pe această temă. Nu au niciun fundament toate aceste suspiciuni. Declarațiile colegilor sopranei sugerează că femeia era supusă de soț la acte de violență domestică și că ea ar fi rămas în această căsătorie ca să nu piardă agoniseala. Eu înțeleg că nu e ușor să renunți la bunurile materiale obținute cu trudă. Dar dacă pentru tine agoniseala valorează mai mult decât propria ta viață, ce pot să mai spun? Plus că eu nu înțeleg oamenii care fac de două ori aceeași greșeală. Colegii de serviciu spun că ea a mai ieșit cu mâinile în buzunar dintr-o relație. Din moment ce ai avut în viață o astfel de experiență, de ce te-ai mai căsătorit cu acte încă o dată? Eu nu înțeleg oamenii care în 2023 se căsătoresc cu acte. Dar asta este o altă discuție pe care, dacă vă interesează, o să o abordez într-un clip separat. Dar cu atât mai puțin îi înțeleg pe cei care trăiesc pe propria piele aspecte profund negative ale căsătoriei și cu toate astea repetă greșeala. Căsătoria este o rânduire socială toxică cu efecte dezastruoase asupra omenirii. Dacă nici după sute de ani și sute de milioane de experiențe tragice nu vrem să acceptăm acest lucru, atunci n-avem decât să suportăm consecințele.
Dacă acesta ar fi fost primul soț, aș fi înțeles că femeia când s-a căsătorit n-a știut cu ce se mănâncă mariajul. Și când a realizat că se află într-o situație delicată, i-a fost greu să renunțe la toată munca ei de viață. Dar ea mai trecuse printr-o experiență de genul acesta și a ales să o repete. Da, știu, știu, victima nu trebuie niciodată învinovățită. Nu învinovățește nimeni victima. Eu nu fac decât să atrag atenția asupra unor aspecte de luat în seamă în încercarea de a contribui la evitarea pe viitor a unor astfel de situații. De la mine nu veți auzi niciodată expuneți-vă liniștiți oricărui pericol, fiindcă orice vi s-ar întâmpla, nimeni nu va putea învinovăți. Eu o să vă repet cu fiecare ocazie să nu vă expuneți inutil unor pericole majore nenecesare. O să spună unii, probabil nu a plecat din acest mariaj pentru că nu s-o fi gândit femeia că ajunge să o omoare. Într-o relație în care se practică violența domestică, în orice moment victima poate fi lovită, chiar și fără intenția de a fi ucisă, într-o manieră care să-i producă decesul. Dar atenție! Nu știm cu certitudine că bărbatul era violent. Știm cu certitudine că familia mezosopranei a cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva lui. Dar știm și că cererea a fost respinsă de judecători. În legătură cu acest caz, nu știm cu certitudine nimic. De ce nu știm cu certitudine nimic? Pentru că procurorii nu au anchetat nimic. Asta este părerea mea. Abia aștept să citesc în comentarii părerile voastre. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Este foarte important să vă abonați și să comentați, pentru că în felul acesta ajutăm algoritmul YouTube și implicit mă ajutați pe mine să continui. Mulțumesc! La revedere!